Bună Claudia, și bine te-am regăsit. Și pentru cei care nu știți, Claudia Benia este specialist în hidratare, specializare care a fost obținută în USA și a studiat biochimia la Universitatea Harvard. Și acum hai să vorbim despre apă și o să trecem prin foarte multe subiecte. Probabil aici o să nu probabil aici o să aflați tot ceea ce trebuie să știți despre apă, în rest din punct de vedere tot ce auziți în mediul online sunt doar păreri. De ce? Și începem cu prima întrebare. De ce este importantă hidratarea și de ce? Apa este mai importantă decât mâncarea. Este solventul în care se realizează toate procesele chimice din organism. Reglează toate funcțiile organismului. Am văzut un comentariu zile trecute pe platformele sociale. Pe păi dacă suntem 80, 70% apă, de ce să mai bem apă? Și mă leg de acest comentariu să vă spun de ce. Zilnic un adult elimină 2,5 litri de apă și nu este negociabil. Nu e ca și cum vrem sau nu vrem. Deci nu este negociabil, eliminăm prin patru marcăi. Apă pe care trebuie să o aducem înapoi în organism. De ce? Pentru că dacă apa, nivelul apei din organism scade cu 15%, maxim 20%, viața omului încetează. Imaginați-vă că apa în organism este piatra din capătul jocului domino. Dacă acea piatră nu stă dreaptă sau se mișcă, toate celelalte uh, uh, pietre se prăbușesc. Așa este apă în organism. Deshidratarea, concret, produce foarte multe boli degenerative. Prevenția și stilul de viață sănătos depind în totalitate de hidratarea optimă a organismului. Prin urmare, hidratarea nu înseamnă să bem ce apă ne vine, pentru că sunt oameni care beau 2-3 litri de apă și îmi spun mie prin comentarii, Doamne beau foarte multă apă și simt că pielea o am uscată, simt că nu mă hidratez, în continuu mi-e sete. De ce? Dintr-un singur motiv. Nu beți apă care se potrivește organismului și necesităților organismului vostru. Beți, respectiv, apă de osmoză, apă din cănile de filtrare, o să ajungem și acolo. Dar hidratarea nu înseamnă să bei multă apă, să-ți inunzi organismul. Nu înseamnă. Pentru că asta face să forțeze rinichii și să elimine apa băută în exces. Mai mult decât atât, apa pleacă, ne, apa slabă în minerale nemineralizată, pleacă și cu mineralele din organism. Practic, Concret, îți demineralizează organismul. Prin urmare, mai bine bei un litru de apă bogată în minerale și o să exemplificăm puțin mai târziu, și te hidratezi decât 3 litri de osmoză. Deci, practic, am ajuns exact la aceeași teorie care se aplică și pe partea de alimentație. Exact. Adică dacă vrei să, fii, să ai o alimentație sănătoasă, nu înseamnă să, chiar în cel mai, din, din, cel mai multe puncte de vedere, dacă mănânci mai puțin de, de calitate, te vei simți mai hrănit pentru că corpul se hrănește cu, exact. cu, acei nutrienți. Exact. Unul din lucrurile pe care acum foarte mult o să, o să le spună acea vorbă din bătrân, că dar ce pe bunica au interesat sau pe XYZ că știau ei acum 1000 de ani și o să răspund eu după care trecem mai departe bunica nu, nu știa, dar bunica consuma în proporție de 99.99% .99%, avea o alimentație sănătoasă, exact. fructe legume de sezon apă din izvor, din, din, izvor, fântână, din da? fântână acea fântână venea dintr-o pânză freatică sănătoată, curată, exact. nu contaminată deci oamenii trebuie să înțeleagă că apa este un amestec complex de săruri minerale, electroliții iar prin complexitatea ei este principalul nutrient al organismului. De aceea spun că apa lipsită de acest complex de minerale este egal cu zero pentru organismul nostru. Din potrivă, de aceea poate Fabio să a văzut și poate că oamenii știu și chiar pe ei au simțit de multe ori. De ce se simt atât de epuizați, atât de obosiți? Se uită pe analize, Doamna, am anemii. Mie în -mi vin mii de mesaje. Cu am anemie, am, am, văzut o lipsă mare de, mi-a la analiză o lipsă mare de minerale. Cum ți-ai dat seama? Păi am văzut că am Ce apă bei? Primul lucru pe care îl întreb atunci când primesc astfel de mesaje, ce apă beți? Și mi se explică, mi se luminează și mi se lămurește de ce ajung la asemenea carențe. Pentru că oamenii beau apă din cănile astea, prostile astea de căni, beau apă de ozmoză și așa mai departe, beau apă ce Atâta da. educație avem. Și dacă tot ai spus de apă din căni care practic vin de la uh, robine, care uh, e treaba cu apa de la robine? Pentru că cel puțin până în. A, mai ales în ultima lună au apărut foarte multe. foarte mulți oficiali, oficiali fără studii, doar pentru simplu fapt că au opoziție, uh, și spun că apa de la robinet este foarte. foarte. Uh, nu cred că au, au spus sănătoasă sau au spus sigură? Că sunt două lucruri sigură, total diferite. Exact, Sigur, sigură exact. înseamnă că nu bei și mor, dar aia nu înseamnă că este sănătoasă. Exact. Ce părere ai despre apă Hai bine? să lămurim că am mai auzit uh, chiar o opinie de la Infocons, din păcate. Okay. Uh, și în ziua în care am văzut acest material cu cineva de la Infocons care uh -huh. spunea despre apa de rețea, fix în ziua aia am primit o alertă cum că în Câmpina, în orașul Câmpina... Autoritățile au intervizis sau atenționat consumatorii de apă potabilă de apă de rețea să nu mai bea apă de rețea, deoarece s-au găsit în fine. Deci, practic, a fost interzis. S-a mai întâmplat și se întâmplă zilnic, și se întâmplă peste tot în România. S-au făcut foarte multe investigații jurnalistice pe această temă. Una dintre ele, esențială, este România te iubesc. Vă rog să o căutați pe rețelele de pe YouTube. O să spun că m-am uitat da, și eu. Terifiant. Este terifiant. acolo ca să, ca o, apropo de ce spuneam cu infocons. Acolo sunt primari care recunosc că falsifică probele de apă. Dar știm asta, că se falsifică da? în primul rând pentru Uniunea Europeană. Deci, ca să dea bine pe să nu se exact. ofere prea multe amenzi. Bun, hai să, hai să lămurim treaba cu apa de la robinet ca să facem o lumină. Așa. Apa de la robinet este furnizată, colectată și furnizată din râuri de exterior. Fac o paranteză. Apropo, viața bunicilor noștri și a părinților noștri nu mai există. Nu mai există. Poluarea din ultimii 15-20 de ani este masivă. Indolența autorităților, a noastră a tuturor, contaminările, deversări, gropi de gunoi, toate se duc în pânza freat. Substanțele chimice, îngrășămintele chimice, mai bine zis, cu care țăranii uh, uh, vor să obțină producție mai, mai rapidă mai și mare, mai doam. mare, aruncă pe pământ de 20 de ori mai mare cantitate de substanțe chimice, îngrășăminte care unde se duc în pânza freatică și contaminează pânza freatică. Și revenim acolo la țară una, dar exact. la orașe? Tot ceea ce noi consumăm, de la antibiotice, medicamente, exact. hormoni, exact. anticoncepționale, exact. toate aceste toate. lucruri sunt și continuă și revin în rețea aceste exact. reziduri. Exact. Mai departe, exact. chiar și cu covid o să fac o scurtă paranteză, și-au dat seama că este atât, practic s-a ajuns tot la mecanismul de imunizare, exact. pentru că se regăseau... Ur... Nu ai cum. Nu ai cum să curățăm. Să ne înțelegem, România a fost amendată pentru că nu are grob de gunoi ecologice și le facem punem dar știm cu toții, nu, România te iubesc. Tot acolo am văzut exact. gropile de gunoi ecologice, o groapă în câmp, exact. se exact. trece ploaia, trec, se dau mm. foc și toate acele reziduri și exact. chimicale ajung în, se duc în pânza freatică, în pânza freatică unde gospodăriile își fac un foraj de 2 la 20 de metri, 30 de metri adâncime, care este criminal. Da. O recunosc hidrologii, geologii care Uh, au participat la aceste investigații și care spun că este cu adevărat este criminală apa din prima pânză freatică, plină de bacterii. Bun, hai să revenim la apă. Uh -huh. Ploile, acide și multe alte uh, substanțe care cad pe pământ ploile, da? adică respectiv în râurile de exterior. Acum să ne înțelegem. Eu sunt convinsă că um, furnizorul de apă potabilă face tot ce poate. Ei fac tot ce pot în dreptul lor să ne furnizeze o apă menajeră pentru că să decontaminezi și să cureți o apă atât de poluată și decontaminată, este colectată, decantată, trecută prin diferite etape de filtrare, de curățare cu substanțe chimice, reglarea PH-ului, clorinarea și așa mai departe. Și atenție! Furnizorul, unde am spus și la televizor asta, la emisiuni, Furnizor, ce, unde, ce nu știu oamenii, că undeva se rupe filmul. Eu am tot respectul pentru furnizorul de apă potabilă, care reușește să scoată o apă potabilă, o apă menajeră din ceea ce uh, avem ca și răuri. Furnizorul de apă potabilă răspunde de potabilitatea apei până în momentul în care apa iese din stația de tratare. Oameni buni, spală mii sute, chiar mii de kilometri, în București 2400 mai exact, de kilometri de, de, de țeavă principală și 1300 secundare. Țevile acestea conțin de, din momentul în care intră pe țeavă și să, până ajunge la robinet, nu mai există control. De aceea se și clorinează atât de mult. Dar imaginați-vă că pe aceste țevi, conducte, se adună un cocktail impresionant de metale grele. Atenție! Plumbul este responsabil pentru 20% din absorpția totală de plumb, adică este uh -huh. responsabil pentru 20% la adulți și de până la 60% la sugari și bebeluși plumbul adunat din, din rețeaua de distribuție. Pe lângă toate celelalte metale grele, e ceva îngrozitor. Aceste metale grele ajung în apa de la robinet. Este doar clorinată. Și atenție, și aici mai este o discuție. Potabilitatea apei nu, nu are nicio legătură cu mineralizarea. Este, ajungem din nou la demineralizarea organismului. Pentru că apa potabilă, râurile de exterior, nu au cum să adune și să aibă cantitatea de minerale pe care o are un izvor subteran. Nu acum. E, e, rurile de exterior trec prin nisip, prin bolovănișuri, prin... Foarte puțin se uh -huh. din ce se adune, că nu trece peste roci. Minerale, ca să spun așa. Uh -huh. Bun, deci vine oricum din originar, vine cu o cantitate foarte mică de minerale. Foarte mult tratată, foarte uh, adună de pe conducte uh, metale grele. Boate și ajunge la robină și voilà. Oamenii cred că beau apă. Dar doar un simplu exemplu, după un an după ce se folosi bucătăria, ai gătit, ai spălat vase, știți cu toții cum arată furtunul de la ghivetă exact. doar după un an. Dacă și este schimb, doar ceea ce ai utilizat tu. Dacă te imaginează -ți cum arată o țeavă după zeci de ani în care a tra- okay, a traversat apă curată, dar câte depuneri și reziduri și... Eu am făcut pe de socializare și am pus acolo capturi din ce înseamnă țe- țevoraia, adică rețeaua de distribuție. Ce nu se știe este că și oamenii ești în șală și asta e și o contribuție a doctorilor care la fel, din regretabil, este regretabil că nu se documentează. Prin fierbere, metalele grele nu se elimină. Nu se elimină, se elimină doar clorul, că este un gaz. Restul metalele grele intră în legume și rămân în mâncarea cu care uh, gătim. Uh, prin urmare, asta este apa de la robinet. Oh. Și oamenii caută soluții. Da, caută soluții și repet, cred că toată accele, această accelerare uh, s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. De asta încă oamenii exact. nu s-au obișnuit, uh, cel puțin. Psiologic și oricum se știe din istoria noastră că nu avem o capacitate foarte. Nu, ne, nu, nu, nu îmbrățișăm tot ce apare nou sau tot ceea ce ar trebui cumva să fie schimbat. Necesită foarte mult efort. Corect. Uh, da. Și spus. ce soluții caută? Așa. Hai Să vedem ce avem. Avem cana de filtrare. Cana de filtrare care este peste tot. Am găsit secretul. Am... Cană de filtrare. Păi, din punctul meu de vedere, ar trebui să dispară aceste can, pentru că sunt mai nocive decât... Adică sunt înșelătoare, mai bine zis. Sunt înșelătoare. Oamenii au impresia că dacă filtrează în cănița aia, care are 15 cm de filtru, în care se află o mânuță de cărbune activ. Acel cărbune activ, mâzga aia trece apa prin ea, să nu vi mai imaginați că elimină ceva. Doar clorul îl elimină și apa capătă un gust mai bun. Restul nu elimină, nimic. Am un... Eu am folosit foarte mult acestea, că încă nu știam. Până acum vreo 2 ani, când i-am dat uneia mi capă, din cană, dar nu știa, deci nu știa de unde, a băut și după s-a făcut rău. Și pe ok, sigur ai mâncat tu ceva. Peste vreo săptămână vine din nou, din nou îi dau, mi-a -mi s prins becul, îi dau din nou, iar îi se face rău. Probabil el avea o sensibilitate exact. el, el avea o sensibilitate și corpul lui semnala da. problema și de acolo mi s a prins că vă ceva, nu e ok. Da. Căutând, căutând adânc, mai ales într-o companie cum este Brita, că mm -hmm. ei sunt cei mai mari, exact. și o să, că de asta le și dau numele, dacă Brita în momentul de față are undeva la 15-20 de losuți de dosare internaționale pentru uh, uh, înșelătorie și minciună. Pur simplu, și simplu și-au dat seama savanții că tot ceea ce spune despre produsul nu este, este zero și minus, pe lângă că zero, acolo începe să clocotească în, când se adună după două, trei ape, începe să producă o mâzgă. Exact, asta nu știu oamenii, că dacă acel filtru nu este schimbat, chiar cu clorul eliminat, dacă nu este schimbat la maxim două săptămâni, recontaminează apa, pentru că elimină clorul, apa, fără, apa nu mai are protecție de sterilizare, da? elimină clorul în apa fără clor se dezvoltă bacterii. Rapid. Deci am terminat cu cănile de filtrare, puteți să le aruncați. oamenii caută deci soluții. Oamenii caută soluții și atunci pe partea de filtre și eu mi-am pus foarte multe întrebări pentru că am văzut niște, adică am văzut la cineva în America care avea tot, avea o grămadă de filtre și mă că băi, prea multă tehnologie acolo ca să o poată no. permite oricine. Dar în schimb, filtrele care le punem sub ghivete, din nou și alea, pentru că e, unei este cerere, apare ofertă mi se par unele la niște prețuri indubitabil de mari, dar zim mi te rog frumos, un pic despre asta. Filtrul nu trebuie să coste 6.000 de lei ca să elimine metalele grele. Nu, nu trebuie să coste. nu trebuie să vă okay. împrumutați la bancă ca să exist să aveți un filtru. Filtrele de ozmoză, exclus, sunt foarte nocive pentru sănătate. S-au făcut 80 de studii epidemiologice pe aceste filtre, care s-au um, centralizat. Pe baza cărora s-a creat un ghid internațional pentru apa de consum. Uh -huh. Aceste studii spun așa: că filtrele de osmoză provoacă în organism, în trei luni de zile, dezechilibre mai mari decât o bacterie. De ce? Pentru că, încă o dată, bem, osmoza elimină tot. Elimină și cele două, trei minerale pe care, chiar și în cantitate foarte mică, de care apa potabilă, apa de robinet, de rețea, are nevoie să rămână acolo ca să nu devină o apă acidă. Mm -hmm. Deci, practic, osmoza elimină totul și rămâne o apă acidă. Demineralizează organismul, demineralizează legumele, mâncarea cu care gătim. Prin urmare, este nocivă apa de osmoză. Eu găsesc utilitatea filtrelor și eu am acasă o uzină de filtre. O uzină pentru că stau la curte și a trebuit să-mi pun și de durizator. deoarece am apa direct din, din foraj, din pânză dar și nu este tratată ca la București să zic așa, da? ca la oraș. Deci eu am dedurizator. Dar un filtru, un filtru care costă 300 700 maxim depinde de lei, de mărime, depinde da. de mărime și de debitul pe care de apă pe care îl filtrează trebuie să elimine metalele grele să păstreze um, cele două, trei minerale mm -hmm. care sunt în apă și care, din păcate, nu sunt suficiente pentru a rămâne permanent doar în apa de la robinet. O putem bea dacă ni se termină apa, dacă există bătrâni nevoiași care nu au cine să le care apă, atunci poate să bea și apa de robinet, pentru că îi se, îi se păstrează cele trei minerale. Deci, eu am făcut patru luni de zile, m-am documentat la cererea consumatorilor și a urmăritorilor mei am vrut să fac o, un, studiu de piață să văd toate filtrele de pe piață. Care cum? Așa am descoperit filtrul de la Aquator Transilvania, care costă acesta, pe care îl avem aici pe masă, costă 300 de... Să ne înțelegem. Nu este o reclamă. reclamă. Eu l-am acasă, și l am pus peste tot. Oamenii s-au obișnuit și cu tine și cu mine că nu venim cu bolșituri exact. și cu produse prostii, dar în același timp trebuie să venim și cu anumite variante pentru ca oamenii să înțeleagă să nu se ducă să dea... Nu, să fie clar, n-a plătit nimeni. N-a plătit nimeni studi, asta, da. da. Dar nu este plătită. Dar adică... mai mult e povestea lui, că exact. acolo mi se pare exact. tot ce contează. Ce-am adus eu, am trimis uh, unui inginer chimist cu care colaborez din Germania, care lucrează în industria tratării apei acest filtru. Este o tehnologie, sunt unici de pe piață, practic au luat medalie de aur la salonul de inventică de la Bruxelles uh, pentru această tehnologie. Este unica tehnologie de filtrare, așa numită tehnologie de sinterizare. Acest, și, da. și este și românesc, pe mine asta. Exact, este asta românesc, pe de aia, pentru de aia nu costă. Da, 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 Și mai e ceva. Eu am găsit pe platformele internaționale filtre care se vând în România și care costă. Ei le cumpără de pe platformele astea Amazon și nu știu ce. Chinezării, care costă 15 14 15 dolari, și le vând în România cu 6-700 de lei. Ca să înțelegeți cum se îmbogățesc unii. Și nu au nicio valoare. Eu am analizat uh, modul prin care ăsta filtrează și nici măcar filtrele care costă 8, 10, 12.000 da. de lei așa este. nu au nici jumătate nu. din rezultatele. Nu, pentru că este filtrul. singurul, dacă era unul mai bun, primea la medalie Absolut. de aur. E corect, nu? Da? Bun, la Bruxelles nu poți să te duci cu făcături, cu fake să zici că la ei ai cumpărat poia, sunt 20 de 22 de jurați ca să spun așa care aleg da, da, da. din cea mai bună tehnologie. Da. Cu siguranță o echipă de ingineri români care sunt stabiliți la Cluj și dezvoltă tehnologie, exact. asigur s dus cu lobby acolo. Da. Sunt ironic. Da, da, da. Ce, da exact. Da. Chiar că folosesc metoda de sinterizare, adică este cărbune masiv, după cum vedeți, da. iar în acest cărbune există și argint care oferă protecția unui uh, filtru UV, da? adică omoară bacteriile. De aceea a primit medalie, că este o, o tehnologie unică de filtrarea apei. Oameni buni, nu trebuie să dați 6.000 de lei, 10.000 de lei, 12.000 de lei pe un filtru care nici măcar nu face același lucru pe care îl face acest filtru. Și știu să fie că, clar. Și știu că ei au și contra cu guvernul sau Da, de ce el a, fost, a fost folosit de către și a fost făcut practic atunci când a fost prima dată scos în România, a fost luat de către ISU, ca să fie făcut în probe, să le numim așa, a fost folosit de ISU în zonele în care au existat inundații masive. De ce? El are capacitatea de a curăța apa din râurile contaminate imediat, fără ca să mai fie trecută apa prin proces de tratare, cum fac, cum fac uh, furnizorii de apă potabilă. Uh -huh. Deci nu mai trebuie să mai treacă. Și eu am o să pun un video, la am zis că o să fac un video cineva a curățat o piscină întreagă. Mi-a spus de piscină, da. Un da. Și a, a rămas apa atât de curată, se vedea totul, fundul piscinei. În condițiile în care piscina era neagră. Atunci când a, -a început uh -huh. -a, a, procesul de filtrare. Prin urmare, este singurul filtru, și, încă o dată, aduc oamenilor, tocmai m-am gândit și am muncit patru luni de zile fără să mă plătească nimeni pentru asta, mobilizând toate toți specialiștii cu care colaborez ca să-mi dau seama care dintre to din toată această mulțime o ăsta de filtre vândute pe piața la suprapreț, din care unii se îmbogățesc, iar oamenii rămân cu sănătatea paradită, să le aduc oamenilor, am vrut să le aduc oamenilor, un filtru care să fie util pentru apa de la robinet. Oameni buni, avem nevoie de filtru pentru apa de la robinet. De ce? Folosim zeci de litri de apă cu care gătim, spălăm fructe, vase, legume, carne. Încălzitorul de apă. Încălz... exact. Totul facem cafea, facem, folosim la tot, absolut tot menajul bucătăriei, zeci de sute de litri de apă. Această apă trebuie curățată, deoarece metalele grele nu se elimină altfel decât filtrat. Nu trebuie 15.000 de filtre sub, că am văzut că unii au câte șase cartușuri, pe care dacă da, da, la un da. interval de 6 luni de zile trebuie să le schimb toate. Da, 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 Fiecare da, da. cartuș costă mult. De ce n-ai avea un cartuș care acesta, de exemplu, cât uh, filtrează? 4-6.000 de litri. Păi, 4, între 4 mii de litri, în funcție de cât apă se consumă uh -huh. într-o gospodărie, e imens. Și are capacitatea de a filtra această cantitate de apă un singur filtru. Nu trebuie să ai 15.000 de rezerve. Această rezervă se schimbă odată la 6 luni de zile și, în funcție de câtă apă este folosită, 6-7 luni de zile poate fi schimbat. Și nu trebuie decât un, un filtru. Deci, per total, are capacitatea de a filtra, au fost uh, montate și la mănăstiri are capacitatea acest filtru de a filtra o cantitate mare de apă printr-un singur filtru prin așa zisa metodă de sinterizare unică. Această metodă are și protecție de în el având în tot în toată masa cartușului mm -hmm. există argint în amestecul pe care îl fac în folosirea uh, filtrului cartușului. Dar, deci, există este și argint care ține loc de sterilizare, sterilizează apa. Au fost analizele făcute și testate, apropo, pe cea mai poluată, cel mai poluat oraș din România, Copșa Mică, este cel mai poluat oraș din România, iar analizele s-au făcut uh, la um, un laborator de analize austriac. Deci, la fel, nu se merge uh -huh. cu fake -uri. Prin urmare, de aceea a fost luat de către Isus să fie folosit în caz de calamități, deoarece are această mare capacitate de a filtra apa și tehnologie atât de performantă de a filtra apa fără să mai fie tratată cu substanțe chimice. Deci o filtrează direct și elimină tot și apa devine curată complet, potabilă, da? Deci, prin urmare, filtrele au utilitatea lor, dar nu orice filtru. Da. Înțelegeți? Adică, încă o dată vin filtrele astea, doamnă, am țeptări. Oameni buni, de ce trebuie să dați 30 de mii, 3 mii, 30 de mii, 3 mii, 3, 13 mii, nu știu cât costă un... Da, da, da. Nici măcar nu face același lucru pe care îl face acest filtru. Punct. Da. Costă 312 lei sau cât da, e, cu 310 da, da, lei, da, da, nu știu da, cât, nici da. nu știu cât este. Da? Deci, practic, eu mi l-am luat pe la mai mare. Da. Deci, practic, cel, mai, cel care are două cartușe și trei cartușe, prețul diferă puțin, dar oricum sunt până într-o mie de lei cele mari de tot. Da. Da? Prin urmare, orice gospodărie, orice apartament de două-trei camere își poate monta cu 300 de lei un filtru care să obțină o apă extraordinar de curată și păstrează și cele două-trei minerale uh, din apă. Este poate fi băută ocazional sau pe perioade limitate sau, încă o dată, bătrânii, oameni, persoane care locuiesc la etaje superioare uh, nu au cum să care apă pe scări. Eu, eu personal recomand a fi băută apa minerală naturală, fără dar, niciun fel de discuție. Dar dacă luăm prin excludere dar, apa asta exact. de la robinet... Uh, se, se... Se spune că cineva nu-și permite, dar vrea să-și cumpere un filtru da. de gen. Nu vrea să cumpere apă de la magazin. Avem părinți, bunici, bătrâni. Da, da. Putem să le aducem de două, ori, trei ori pe săptămână și apă minerală naturală, dar da. poate fi intercalată cu această cu apă de la robinet dacă montează acest filtru. Deoarece elimină tot, ca să facem o concluzie. Asta elimină e tot, da. elimină toate bacteriile, elimină toți contaminanții, tot, elimină metale grele, tot. Nu este osmoză, să fie clar, menționez foarte clar, nu este osmoză. Și păstrează cele două, trei minerale care sunt într-o cantitate mică, este foarte bun pentru apa de gătit. Eu sunt foarte happy de când l-am descoperit, sunt foarte l-am luat pentru toată familia, pentru toată lumea. Și urmează să mi-l pun și să fac contem pe seama lui. Da, deci încă o dată, acest material nu este plătit, nu este, nici măcar nu le-am spus băieților că vin nu. să fac uh, uh, un podcast cu nu. și eu o să Și eu, eu am tot întrebat pe Claudia, zi-mi un filtru bun, că exact. știu și eu toate, toate osmozele și tuburile exact. pe sub Credeți-mă, eu a trebuit să mă documentez încă o dată, din timpul meu, fără să mă plătească nimeni, patru luni de zile ca să găsesc și să trimit și a trecut toate testele de performanță uh, unde l-am trimis. Prin urmare, este foarte util. Filtrul își are utilitatea lui. Cred că prin simplu fapt că a primit un premiu, este un... un are avizare de, la are avizare de la Ministerul Sănătății. A primit premiu și este produs românesc, exact. cred că spune foarte multe lucruri și trebuie să înțelegem că într-un context de filtru foarte scump, jumătate din prețul plătiți în marketing, branding exact. și pușuit în fața, exact. Uh, 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 cum spun la mulți, vai că ce scump e la mall acest produs versus online, pentru că tu când cumperi un produs din mall, exact. tu trebuie să-i calcul că ai o, o, magazinul are o chirie de 10-15 mii, are angajați, pe de unde crezi că se exact. adună banii? exact. exact. Dacă vrem, dacă chiar vrem să fim cu adevărat români, oameni buni, haideți să nu fim români de 24 ianuarie, de 1 decembrie și așa mai. Haide să sprijinim Pe și asta, da. da. toate businessurile. Eu consum doar produse românești și în hipermarket când mă duc. Consum deci doar produse da? românești. Și mă enervez când văd Gana și da. Doamne ferește, mă. mă gândesc, bă, nu era mai ușor cartoful adus de exact. de Dar de ce n-am consumat de la producători da. români? Da. Pentru că alte țări știu să-și protejeze businessurile da. locale. Da. Am dat peste un clip pe rețelele de socializare pentru cei care nu știți și eu, eu consum sare celtică. Că îmi place sare celtică, o să o pun pe mâncare. nu e nimic uh, uh, wow în spate. Spectaculos, la meu, da, spectaculos cum vor oamenii să creadă. Da. Și era o doamnă nutriționistă, doctor, doc, doctor da? nutriționist, că ți l-am arătat și ție, era o doamnă doctor nutriționist. Doamna doctor spunea că pentru o hidratare bună ar trebui să bem să facem o soluție. Linguriță sau linguri, linguriță? Spune, linguriță. Spunea mă rog, că trebuie, pus un... da. I, i a pus două, că erau da, foarte multe. A deci, pus așa doamna, un deget. doamna, da, doamna spunea că ar trebui să consumăm. Să zic, eu zic, cred că o pus mai mult în clip. ce da, că ar trebui... a zis că un deget, să fie un deget. Da, să fie da? un deget. așa. Cret. Doamna spunea, să zicem, și atunci cum îi... Atât. Da. Așa. Deci, doamna spunea că ar trebui să consumăm această cantitate de de sare celtică pentru că conține toate cele 80 plus oligominerale și așa mai departe. În schimb, asta deja este o extremă, în schimb de fapt noi ar trebui, adică este o cantitate imensă. Da. Noi ar trebui poate din această sare să zicem că ne facem această băutură 1 pe 4, nu? Da. 1 pe 4, nu? 1 pe 4, da. Aici. Pe rețele de socializare, Barbara O'Neil da. spunea că să pui un cristal de... Un cristal, mai oameni buni, un cristal nu înseamnă patru lingurițe sau trei lingurițe. Dar un cristal, zicea, un cristal sub limbă. Da. Haideți să vedem ce spune. Eu am, în comparație cu acești doctori care... sau nutriționiști sau cei care recomand, nici nu contează că sunt doctor sau nu. Uh -huh. Pe mine mă surprinde și este trist că un doctor nutriționist recomandă așa ceva. În condițiile în care oamenii mănâncă de patru ori mai multă sare din mâncare și din toate alimentele, decât este uh, recomandat. Deci mâncăm monstruos de multă sare și după aceea se întreabă oamenii de ce avem retenție de apă, de ce tensiune, de ce nu știu ce. Haideți să vedem ce este cu sarea celtică, pentru că eu am curiozitatea, în comparație cu mulți alții, să caut studii. Pe mm -hmm. mine nu mă inter la mine nu, știința nu este negociabilă. Da. Hai să vedem noi cum a zis aia, așa, -lă, așa. -lă. Exact. Hai să vedem ce spun cercetătorii și ce spun studiile, că de-aia se fac studii. Doctorul care a participat și care a fost unul dintre cercetătorii uh, care au realizat uh, unul dintre multele studii pe sarea marină, sarea celtică, uh -huh. spune așa: Afirmațiile conform cărora sarea celtică este benefică se bazează pe anecdote și nu există dovezi care să susțină această afirmație. Când sunt consumate în exces. Toate tipurile de sare sunt dăunătoare sănătății. În exces înseamnă ce vedeți în sticla aia. Asociația Americană a Inimii susține de asemenea că majoritatea tipurilor de sare de mare nu oferă niciun avantaj real pentru sănătate. Cantitățile minime de oligominerale găsite în sare, în sarea de mare, sunt infime pentru sănătate. Și acum o să vă și spun de ce. Deschidem tabelul Real Salt cu uh, elementele nutriționale, da? Așa zice. În capătul listei se află sodium și um, restul, toate celelalte minerale. Sodiu, miligrame, per porție, să zicem așa, da? 1 pe 4 dintr-o linguriță. Conține 530 de miligrame de sodiu. Sare. Păi, oameni buni. 530 de miligrame în condițiile în care o apă minerală naturală are până într-o 100 de miligrame de sodiu. Toate platformele internaționale recomandă, recomandă ca apa, apa este sodică și se consideră sodică când are peste 200 de miligrame. Gândiți-vă că din litru ăla înghițiți 1000 și ceva de miligrame de sodiu. Da? Scrie aici, miligrame, uite, ți și ție per serving, așa scrie, miligrame per serving, da? Asta spune. Acum să ne uităm la celelalte minerale. Studiul spune că cantitatea cea mai mare dintr-un mineral găsit în această sare este magneziul în cantitate de 3 miligrame. În aqua magnezia avem 100 de miligrame de magneziu. Toate celelalte minerale, până la 80, potasiu, calciu, sulf, siliciu, bariu, nu știu ce, bor, cadmiu, mai citesc aici că sunt mm -hmm. flor și așa mai departe, mm -hmm. sunt 80. Știți în ce cantități sunt? 0,0. 0,00. Aproape că urme de. Exact. trace exact. Urme de, da. Încă o dată. Studiile arată că nu există, sunt în niște cantități, această sare conține cantități atât de mici, infime ca să contribuie la remineralizarea sau la beneficiile organismului. În primul rând, ca apa, sodiul din apă nu este același lucru cu sare de bucătărie. Da. Această sare este minunată să o folosim înlocuind sarea din, de, procesată din comerț. Mm -hmm. da? Deci este bună, sănătoasă să o folosim la mâncare, dar nu să o bem. Pentru că avem, slavă Domnului, fac o completare și închid subiectul. Da. 50 de ape din România pe care le găsim la raft și avem acces la ele zilnic, au fost incluse în studiile internaționale, iar România a fost declarată țara cu cele mai valoroase ape minerale din Europa, după compoziția și beneficiile lor. Da. Prin urmare, într-o apă găsim 20, 30, 50 până la 300 de miligrame de calciu. Găsim magneziu până la 240, cât are vâlcele. Mm -hmm. Potasiu Vâlce. în cantități mari, sulf, siliciu, toate aceste minerale sunt în cantități în zeci de miligrame, nu 0,0. Despre ce vorbim? Da. Adică, încă o dată, cine vă recomandă uh, apă cu sare celtică este inconștient pentru că nu face altceva decât să vă recomande o soluție salină. De ce aș bea apă cu sare când România este cea mai bogată țară în ape minerale naturale? Punct. Și să, să, să fac și o, o comparație ca să înțeagă oamenii. Exact aceeași uh, direcție cumva ca și cu acele diete foarte alcaline. Ex în direcția și oamenii înțeleg că o di dietă alcalină este bună într-un context, poate extrem de bună într-un context, de exemplu, ai cancer, ești într-o fază terminală, în care, da, trebuie să fie. Exagerat de alcalin, pentru că e un context anume, dar au preluat-o de acolo și s-a mai dus moda cu alcalinitatea, dar au preluat-o și au mutat-o în exact. lumea reală. Pentru noi, oamenii normal, lasă corpul să-și regleze, să-și facă el. acest Exact. În, la Harvard, la Universitatea Harvard, studiind biochimia, am înțeles niște lucruri extraordinare. Pancreasul secretă, bicarbonat. Mm. Ca să compenseze, practic este un sistem compensatoriu. Dictează pH-ul organismului, avem un pancreas sănătos și asta o facem eliminând alimentele nocive. Hai să vorbim și despre alcalinitate, că tot am ajuns aici. Okay. Când mâncăm, pancreasul secretă automat bicarbonat pentru stomac, ca să protejeze stomacul. Pentru că stomacul are un pH de 1,5 spre 3, da, da? între 1,5 și 3 ca să nu găurească stomacul, hai să vorbim în termen cât mai simpli, de înțeles. Atenție, acest postcard nu este pentru sofisticării de uh, limbaj academic, pentru că eu nu vreau să vorbesc în, da, la fel, la în fel. limbaj academic ca să nu mai înțeleagă oamenii. Uh, prin urmare, pancreasul trebuie să fie un organ pe care trebuie, care trebuie menținut sănătos, așa cum ficatul este stația de epurare a organismului și are nevoie de apă permanent și fac o paranteză, lăsați toate teoriile sofisticate de detoxifiere a organismului. Cea mai corectă, mai simplă, mai ieftină și mai rapidă cale de detoxifiere a organismului este apa, deoarece ficatul este stația de epurare a organismului, rinichii stația de filtrare. Ficatul și rinichii trebuie să aibă un aport constant de apă zilnic ca să poată elimina deșeurile metabolice. Nu are nevoie de altceva. Nu are nevoie. Punct. Revenim la apele și la pH-ul organismului. Mm -hmm. pH-ul apei. Se face o confuzie între doi termeni, pH-ul apei și alcalinitatea apei, care nu sunt același lucru. pH-ul, ce înseamnă pH-ul? Asta are 9,36, asta are 9,4. pH-ul înseamnă potențialul de hidrogen, adică mai mulți ioni de hidrogen, atenție că poate fi creată o confuzie, mai mulți ioni de hidrogen în apă, pH mai mic. Mai mare, mai puțin ion de hidrogen, pH mai mare. Da, adică este invers, da? Este invers. Mecanismul da. este mai mulți ioni de hidrogen pe H mai mic, mai puțin uh, ion de hidrogen pe H mai mare. Bun. Pe H nu înseamnă alcalinitate. Atât înseamnă potențialul de hidrogen că de aia se zice pe H. Potențialul de hidrogen, adică cantitatea de ion de hidrogen din apă. Alcalinitatea este cu totul altceva. Alcalinitatea înseamnă capacitatea unei soluții de a neutraliza acidul. Și asta o poate face do doar bicarbonatul care este compus din cei trei ioni principale alcali. Și care se găsește bicarbonatul, îl găsim în apă, HCO3. Pe asta, hai să vedem pe asta. HCO3, asta? nu știu, să vedem. HCO3, da? da, da. da? Cât are pe HCO3? hco 1000 de miligrame sau 1000 de miligrame. 1037. Bun. Deci vedeți? 1037. Hai să vedem cât are Aquavia. Ia uite-te tu pe Aquavia. Da, că... da. Acuavia 105 158. E, Aici este problema 158 în comparație cu Carpatina care are 1037 Haideți să are vă explic ce înseamnă mai mult. Da. Și să vă explic ce înseamnă Imaginați-vă că ne aflăm într-o groapă Și avem nevoie de o scară Cu 10 trepte să ieșim din groapă Altfel murim Atenție! Apa pe h Înseamnă, reprezintă scheletul mm -hmm. unei scări scări cu care suntem în groapă Ea are nevoie de trepte ca să putem urca, să ieșim din groapă. O apă care are pe adică are numai scheletul scării de 9,4, dar Hc O3, o este scăzut, este egal cu 0, pentru că nu ai treptele. Tu ai doar marginile care reprezintă pe ai schele. Uite, să vă spun ceva. 164 de miligrame dintr-o apă cu pH 9, deci avem scheletul scării 164 înseamnă două trepte. Nu putem da. să ieșim cu două trepte din groapă, nu ne folosesc la nimic două trepte. Ne trebuie wow. mai mult. O apă care are pe care are bicarbonat 500, înseamnă niște trepte în plus, In da? Plus, Ajută da. ceva, influențează ceva, influențează practic alcalinitatea sau aciditatea urinei. Și asta nici măcar nu se laudă. Se da. nu în pe partea de da. etichetă, nu există nicio informație. Exact, că, hey, eu sunt cea mai. Okay. Exact. Deci, încă o dată, nu este valoros pe ul și nu alergați după iluzii. PH-ul nu alcalinizează nimic, ceea ce alcalinizează într-o apă. Și influențează. Pe 40 de studii, bicarbonatul din apă a fost declarat cel mai, um, cel mai important element din apă, deoarece influențează aproape toate procesele metabolice în mod pozitiv. De ce? Pentru că face parte din cele patru mari sisteme tampon, ceea ce spuneam mai devreme, ce secretă și pancreasul. Da? Mm -hmm. Organismul nostru are patru mari sisteme tampon care lucrează în continuu să mențină echilibrul acidopazic al organismului. Absolut. Atenție! Dacă noi ne apucăm să bem în delir apa alcalină, în speranța că vom alcaliniza stomacul, gândiți-vă că stomacul, enzimele, funcționează într-un pH de 2. Dacă el este dereglat, se dereglează tot ce înseamnă mecanismul enzimelor. Okay. Prin urmare, organismul nostru nu are nevoie de apă să-l alcalinizeze. Are nevoie să eliminăm factorii care duc la aciditate. Alcaloza și acidoza sunt niște dezechilibre foarte grave care vin din alte boli, respectiv și când avem rinichii și plămânii bolnavi. Hmm. Un om care are rinichii și sunt sistemele compensatorii, practic. Dar încă o dată, ca să avem aceste organe sănătoase, nu ne trebuie apă alcalină. Ne Trebuie să eliminăm factorii care duc la aciditatea și la aceste boli care conduc la aciditate, alcaloză, respectiv acidoză în organism. Se întâmplă niște dezechilibre acolo. Prin urmare, eliminăm factorii mâncarea, sedentarismul, stresul și toți factorii care contribuie la aciditatea organismului. Oameni buni, de ce căutăm tot felul de artificii? E ca și cum doctorii care promovează apa alcalină, să fie clar, o spun cât se poate de responsabil. Și eu am studiat mult. Să recomand oamenilor apa alcalină este ca și cum le-ai da liber la vicii. De oricum nu am studiat. Și mai fac eu o scurtă paranteză. Îmi scria o doamnă pe grup, a pus o postare de la o doamnă, fost medic, care și-a făcut o fermă. Că că aici e secretul și-a făcut o fermă și are recomandă recomandat carnea și lactatele crude. Și doamna scria pe acel grup, pe doamna știe că e medic ce treabă are, n-are nicio treabă da. una cu alta, dar da, așa. În România nu se studiază apa. În nu se studiază alimentație, ce mai nu vorbim de exact. apă? Exact. să, Da, exact. Deci, încă o dată, un medic care uh, recomandă așa ceva, recomandă din interese punct. Da? Deci toate studiile care s-au făcut pe pH și alcalinitatea apei sunt studii care au fost declarate sub incineța, să zic, a intereselor. Deci, dragilor, apa alcalină nu alcalinizează nimic. Nu înseamnă că trebuie să ne batem joc de organismul nostru că există o apă alcalină care să ne alcalinizeze. Se mai se mai afirmă în spațiul public și asta trebuie să corectez. Se mai afirmă că apa alcalină are antioxidanți și hidratează mai bine. Hidratarea la nivel celular nu înseamnă apa alcalină. Deci, o apă ca să hidrateze, înseamnă cantitate și varietate de minerale. Haideți să vedem câte minerale are. E te rog frumos să-mi citești și mie câte minerale are. Calciu, calciu magneziu, potasiu, potasiu. Potasiu, nici măcar magneziu nu are. Da, nu. Deci, apă cu pH da, de 9,4 are calciu, 3 mg. Da? da? 3 mg. Potasiu, Auziți bine? Adică 0, 0, urme de. Cumva. Urme de. Uh, sodiu, 64 de miligrame și bicarbonat, 164. Această da. apă, nu doar că vă demineralizează organismul, pentru că este foarte săracă în minerale. Îi lipsește complexitatea aceea despre care vorbeam. Uitați-vă pe Carpatina câte minerale are. Șapte minerale. Și stați că pe, pe apele astea... Da. Mamă, ok, ok. Deci, da. deci asta are... Puțin două minerale. Așa. Și aici avem uh, potasiu, calciu, magneziu, sodiu, Ok, da, și avem uh, potasiu, îi de, wow, de, deci aici e 0.32 și aici e 7.6, da. deci e de 20 plus de ori mai mult. Înțelegeți? Stați puțin că în uh, biborțeni nici nu sunt trecute pe etichetă. Calciu la, scuză mă, da? stai, stai, deci Cât calciul, calciul? 2.8, asta are 167 de... Înțelegeți? De fapt, calciu, magneziu și mineralele alcaline, care de fapt dau alcalinitate și care înseamnă împreună cu bicarbonatul, lipsesc complet din această apă cu pH mare. Deci, ca să te întreb, ca să înțeleg și eu, că sunt exact ca și oamenii care o să uite, ca o apă cu pH-ul mare de exemplu cum sunt astea a, ca să fie ok pentru noi ar trebui să fie clar HC uh, O3 să fie cât mai mare cât mai mare exact cât mai mare și să conțină cât, cât mai, mai multe, multe minerale. minerale cu cât mai puține exact. cu atât uh, e, de reglez... Exact cu, cu cât sunt mai puține cu atât e mai puțin nutritivă să vă vorbim așa în termenii. da, da? Și ne bazăm deci, doar pe ok înțeleg. Nu ne furnizează minerale atenție complexul acesta de minerale care participă la toate procesele metabolice Organismul folosește minerale din apă la toate procesele metabolice. Din, de aceea, ea trebuie să aibă o complexitate, deci, deci o mulțime de minerale. Acum, pe eticheta, cum este la carpatina sau la biborțeni, găsim doar minerale principale, pentru că, de fapt, ea are și minerale multe secundare care nu mai sunt trecute pe etichetă că n ar mai avea loc. Dar sunt da. multe. Știi ce spune exact ce spunea doctorul Cezar? Deci, practic, ea are macro și microelemente. Microelementele nu mai sunt trecute, care înseamnă zinc, sulf, siliciu și toate celelalte, okay. care nu mai sunt trecute pe etichetă, dar care eu le văd în analizele de laborator. Da, eu exact. am toate analizele de laborator ale acestor ape. În analizele de laborator, de exemplu, biborțeni, are o cantitate extraordinară de sulf are o cantitate extraordinară de siliciu, are o cantitate extraordinară din toate microelementele care nici măcar nu mai sunt trecute pe etichetă. Okay. Dar încă o dată, el, mineralele principale care sunt pe etichetă plus mineralele secundare, adică oligoelementele, care sunt în cantități mult, mult, incomparabil mai mari decât sarea celtică și decât orice altă. Nu știu, alt artificiu pe care încercăm noi să aducem organismului. Oameni buni, cât timp organismul are nevoie de apă și de minerale, Știi? Cum putem să dăm banii pe electroliți de la farmacie, în condițiile în care apa este o bombă de electroliți? Am o asta întrebare, e. și după care trecem mai departe. Asta am citit pe etichetă? Asta că nici interesează... măcar nu are bicarbonatul, dar știți cât are. Cât Aqua are, magnezia nu e trecut pe etichetă, i-am rugat să îl treacă. Știți cât bicarbonat are? Cât? 2000 de miligrame. Wow. în buletinul de analize pe care da, eu da, l-am da. o să-l pun pe, o să fac despre ea un video, este fabuloasă această apă, are macro și micro sulf, da. siliciu bun, deci calciu magneziu, acum magnezia da. că de zice magnezia, da, că da. e magneziană, are 100 de miligrame de magneziu, sunt bicarbonatate calcice și magneziene care din aceste ape care de grad de biodisponibilitate din această apă a magneziului să vă spun ceva. Șterge pe jos cu orice tip da. de magneziu da. pe care îl Da. Și în să vă fumează. mai spun ceva ce nu știți. Comprum. De asta, asta nu aveam noi nevoie de magneziu, exact. vitamine, minerale. Exact. Mai ales de minerale. De asta da. nu aveam nevoie de ele până la Exact. Acum. Noi avem nevoie de apă și atât. Fabius, Dumnezeu de când a întocmit omenirea asta, -a dat, tot. a dat omului hrana și apa din natură. Și acum mm -hmm. o să vă spun o căleg frumos, puțin poate și de creație. Când evreii au trecut uh, pustia, da? Au trecut prin pustie și au poposit în pustie 40 de ani. Când mureau de sete și li se terminaseră toate resursele, ce a zis Dumnezeu lui Moise? Ai că suntem un popor creștin. Da? Ce a zis? Lovește stânca. N-a zis lovește Marea Roșie. Pe Marea Roșie a zis o lovească ca să treacă prin ea. Da. Dar n-a zis duceți-vă și beți apă din Marea Roșie. A zis lovește stânca și o să aveți destulă apă și pentru voi și pentru animalele voastre. De ce stânca? Da? De ce stânca? De ce? Pentru că uite, Omenirea a supraviețuit până acum, când au apărut toate sofisticările astea de detoxifiere, de alcalinizare, de ionizare, de porcările astea toate. Noi am trăit, părinții noștri erau sănătoși și au trăit tata până la 90 de ani. Pentru că s-au hrănit cu o mâncare din natură și apă din natură. Deci, prin urmare, încă o dată, nu vă mai faceți iluzii cu apa alcalină. Apa pe hașul apei nu înseamnă alcalinitate. Punct. Iar o apă care are cu pH mare, care are două minerale, nu are cum să hidrateze. Este o logică pe care trebuie să o înțelegem toți și să mai și gândim cu creierul nostru. O apă care nu are minerale nu hidratează. Hidratarea nu înseamnă alcalinitate, înseamnă cantitate și varietate de minerale. Uite cum este acum magnezia, cum e carpatina, cineva îmi spunea că am văzut că face, pare că face reclamă la niște branduri. Nu, eu fac reclamă la niște dar, studii. Dar, dar trebuie să știi, <laughs> pentru că doar eu personal, uitându-mă pe etichetă, asta exact. nu este din sur Asta da. vine din România? Nu, da, nu este. Nu este din România? Nu. Bologa? Unde e Bologa în România? Este la Cluj. Ah, este deci un asta, foraj, okay. nici măcar nu e apă minerală deci naturală. Este apă dintr-un foraj, e apă de izvor. Da. Și aici e, că-i fai tu asta. Vai, dar nici o apă nu e bună care e bună. Spui care apă e bună, faci reclamă. Exact. Deci asta, exact. oricum da. nu poți să-i împaci. Nu, eu vreau să fie clar un lucru. Da. Dacă vreau să fac reclamă la ceva, fac la niște studii. Care, Bun. practic, unor. Și dacă produsul ăsta se regăsește în studii și ei, adică, conține tot ce trebuie și studiul de, se leagă. Practic, eu asta fac. Faptul că aduc în, aduc în atenția consumatorilor că România deține cea mai mare rezervă de apă cu cele mai bogate ape, nu înseamnă că fac reclamă la un brand anume. Înseamnă că fac reclamă la ceea ce studiile ne-au spus că noi avem ca resursă. Bun, și dacă tot am, am făcut această, prim pas cu apa, după care mai urmează încă unul, uh, care e treaba cu PET-ul? A ieșit, a ieșit acum un două săptămâni un studiu cum că mic, apa din PET conține microplastic. Hai să lămurim lucrurile acestea. Este primul studiu care măsoară cantitatea de microplastic din apă. Ceea ce nu s-a măsurat până acum, respectiv pentru că nu a existat tehnologie. În Uniunea Europeană se estimează că se adaugă în mod intenționat microplastic 140.000 de tone de microplastic se adaugă în mod intenționat în produse cosmetice, produse de igienă, toate uh, produsele de curățenie, detergenți, în tot ce punem pe piele. Dragii mei, și alea tot Cu pe tot noastră. ceea ce interacționăm este plastic. Da, exact. Uh, toate intră în organismul nostru. Plasticul. Dar nu sunt considerate alimente? Da, Și aici exact, ai, aici ai, exact. Nu sunt considerate, dar ce să vedeți? Plasticul, acum 5 ani de zile, Uniunea Europeană a adoptat o decizie prin care a interzis complet de a reglementa utilizarea substanțelor chimice destinate pro, ambalajelor pentru alimente. A schimbat complet, mai pe scurt, acum 5 ani de zile, petul a fost schimbat, adică a fost eliminat bisfenolul, care într-adevăr provoca dereglări uh, hormonale etc. Deci, practic, de 5 ani de zile a fost schimbat. Toate, um, toate recipientele destinate produselor alimentare, respectiv apă, băuturi, sucuri, băuturi de toate felurile de băuturi, bere, toate ce... ulei, lapte, um, recipientele pentru um, iaurt, Um, caserolele de toate felurile, pentru toate tot. sosurile, pentru tot. Dar toate caserolele, toate, tot ce este din plastic, adică alimente, înca se încadrează în categoria alimentelor, a fost schimbat plasticul prin studii ample și aprobări de reglementare și testare de către agențiile de siguranță a sănătății din întreaga lume. Petul a fost aprobat ca sigur, nu conține plastifian sau ftalați, nu eliberează substanțe cancerigene, nu conține bisfenol. Punct. Asta în context alimentar. Exact. Exact, pentru că dacă ne întoarcem înapoi la toate celelalte, la microplasticul adăugat pe care îl înghițim și din aer, da. studiile da, încep, da, da, da. inclusiv studiul care a ieșit, începe așa. Bem, mâncăm și respirăm plastic. Este omniprezent în viața noastră. Mă ceartă oamenii pe rețelele de socializare și tot, da, doamnă, dar ar trebui să se schimbe tot un sticlă. Vă garantez, cred că nu sunteți conștienți ce cereți. Vă garantez că dacă mâine s-ar schimba toată sticla adică tot petul ar fi înlocuit cu sticlă, ar prefera să moară de sete. V nu vă imaginați cât este de greu m de cărat sticla și de depozitat și de colectat. Ce înseamnă, da, să da? aplici la masă niște elemente. Este... Exact. În condițiile în care te duci la raft într-un hipermarket și vezi baxuri pe jos căzute, sparte de apă, cum ar fi să fie sticlă peste tot? Cum ar fi să trebuiască bătrânii, vârznici, da? Sau noi, sau toată lumea, cum ar fi să cărăm lăzi întregi de da. sticlă. În discuțiile mele cu buteliatorii și cu hipermarketurile, ei toți spun că consumatorii au cerut. Consumatorii cer plastic. Pet plastic da. din confort. Pentru că și confortul, confortul e prea vine mare. cu și confortul vine cu un preț. Preț, bineînțeles. Și acum, ca să eliminăm toată povestea asta, este primul studiu în care s-a descoperit cantitatea de microplastic, doar că oameni buni, căutând toate studiile pe toate platformele academice internaționale, ce să vedeți? Nu s-a făcut niciun studiu care să lege vreo boală de microplasticul din apă, din PET, da? da. Nu s-a găsit. Din potrivă, um, Institutul de Cercetare a Cancerului din Marea Britanie, dezminte că o apă ținută în soare eliberează substanțe cancerigene. Și și de a care elibera, vă zic eu care sunt problemele când vine vorba de boli, de... 95% din bol este lipsa activității fizice și alimentația exact. proastă pe care o exact. aveți. Asta este clar, fără nu nu faci diabet de la microplastic, exact. nu faci hipertensiune Vreau de la să microplastic. să vă spun ceva, sunt foarte mulți oameni care au boli cronice și care nu nu beau apă. Și da. îmi spun, domnule, nu ai băut apă. apă. E... Nu, da. Am but. Păi de, -aia de unde a făcut bol cronice? Da. Că doar nu din microplasticul din apă. No. Despre e... ce vorbim? Uh, dar studiile spun că în momentul acesta nu, eu am făcut un video deja pe rețele de socializare îl găsiți pe toate platformele mele despre cât microplastic înghițim în realitate o, ar fi. în realitate din tot ce se adaugă, din tot ce punem pe piele din toate cremele alea cu care ne în afară de foarte multe oameni buni dar pe timp de vară, sucul se consumă mai mult decât apa. Păi la noi e microplastic, dacă ar fi să o luăm după logica o românului? Există tendință de a ne lua, de a pune punctul doar pe lucrurile care sunt esențiale, știi ale ce, esențiale. Știi ce am observat? Că românii caută tot felul de motive să legitimeze confortul. Da, și da, 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 a, nu iau apă pentru că conține micro... Dar energia e ca să cumperi tone de, dar la terasă când ieși, bei cola în delir Dar să-ți cumperi mâncare bă, bă, la, la pachet în caserole, ți-o pune fiartă, exact. ți-o pune în folie, exact. dar aia ți este exact. comod, că nu, că nu vezi să-ți iei caserola. Exact. Și toate aceste probleme chimice este, sunt niște studii care atât faptul că da, Când apar aceste schimbări termice, acolo, e, acolo apare problema mare. Pentru că tu cu cât Duci uh, materialul către uh, temperatura în care el a fost exact. conceput, acolo apar. Exact. De reglările. Și Normal. mai e ceva, tot în acest confort. Oamenii vin repede la și-au și -au băgat uh, în microunde mâncarea mm. în aceste recipiente de plastic. Păi de acolo, bineînțeles, că este băgat într -un, mm. la o temperatură care, sigur că, încă o dată, noi eliminăm, de fapt, ceea ce este mult mai nociv. Căutând să scuzăm ceea ce este mai nociv, dar punem repede uh, vină pe ceva ce nu este oameni buni. Apa este un produs 100% natural. Și mai e ceva. Hipermarketurile, și vă recomand să cumpărați din hipermarketuri, pentru că hipermarketurile au fost obligate să-și instaleze da. softuri care comandă apa dată la săptămână. Nimeni nu-și permite să-mi pute... Nu, nu? mai au voie să facă stocul mare de apă, exact. deci apa trebuie să... Pentru că ea da. trebuie să fie de constantă. depozitată la o temperatură recomandată de lege. Prin urmare, hipermarketurile nu vor să-și blocheze spațiile de depozitare, de aceea a, că mai trec ăștia mici de pe TikTok care fac, nu știu ce, câte din astea Am văzut în curte, eu am fost la platforme Știți ce înseamnă să stea la coadă la un hipermarket 30 de tiruri să descarce marfă? Păi aia le descarcă, le lasă în curte și le trebuie în ceva timp oamenilor să... 2 zile apa e consumatora Cu... și consumator. Exact, asta spun că până când să le bage da. în depozit, în platforme, Durează ceva, e, atunci trec și fac filmări. Uite cum s-a Dar Alta e cum stă acolo 2-3 ore versus cum stă la un stoc fără și o sparare, la un magazin mic Așa care este. acum am buget, Așa acum îmi cumpăr 4 exact. palezi de apă și mie îmi stau 6 luni, 8 exact. luni acolo blocați. Exact. E, asta este problema, că nu există în toate țările, e așa. Normal. Nu e, nu e doar la noi. Dacă am fi așa de grijulii să eliminăm toate alimentele nocive și toate substanțele da. alea multe, de le, pune, le punem pe piele și care ne provoacă tot felul de alergii și de dezechilibre. Să știți că și uh, carcața aceea de la șampon pe care o folosiți aia exact. moale de la șamponul gel, de fiecare dată când o apăsați, acea, acea senz -ă, acea, da. acel feeling de, de moale la atingere da. conține pife și conține mult mai multe chimicale exact. care nu sunt, încă se află în produse e. pentru că nu sunt de consum. Exact! Dar Asta tu le pui pe piele și piele da. absorbe absolut exact. tot. Au fost reglementate și schimbat petul da. care este destinat consumului, da. și plasticul, care este destinat consum, consumului de alimente, da? deci din care se ambalează alimentele, dar uh, plasticul în care se îmbutelia, se ambalează mai bine zis, toate aceste produse cosmetice cu care noi ne îmbăiem, da, punem șampoane de păr și care pe lângă, toate, uh, pe lângă plasticul din ele conțin o grămadă de alte substanțe pe Normal. care le punem pe piele. Pentru că nu sunt reglementate pentru că nu sunt de consum. Exact. Da, ele ajung în organismul nostru da, fiindcă toate da, ele absorb. Pielea da. este cel mai mare și, organ Și tu te cofru. uiți în bucătărie la apă, vai de mine am văzut acum la televizor, și te duci în baie da. și tu ai 20 de produse de la exact. după care curăți pe jos, <laughs> exact. toate. da exact. În loc rutina, să vedem elefantul. Da. Deci rutina în vieții. Și da. din detergenți, cât de multe substanțe chimice, punem, din detergenții cu care spălăm da. haine Ah, și mai punem și balsamuri și toate Deci toate alea ajung pe piele, punct. Da. Și dacă din nou, o luăm prin excludere, și să zicem că oricum consumăm plat. Apa, să luăm tot, tot, tot totul prin excludere, atât de simplu. Exact. Apa este vitală. Exact. Pentru toate funcțiile tale. Și mai e ceva, oameni buni, nu avem alternativă. Eu sunt de acord. Că da, ok, băi, dacă am avea mâine la dispoziție și la discreție... Sistem în care să nu mai existe plastic da, deloc, da, foarte da. bine, normal că ar fi varianta cea exact, mai... Exact, dar aici. nu avem alternativă de sete, nu putem să murim. Iar încă o dată, eu aleg să beau apă din PET fără nicio ezitare, de ce? Îmi aduce beneficii pe termen lung incomparabil mai mari cu apă, celelalte alternative. Apa de osmoză, apa mm -hmm. de robinetă, apă din căni, și așa mai departe. Și acum, ca să răspund, pentru că prima discuție pe bază de argumente a fost tot legat de plastic. Eu am făcut niște clipuri legate de plastic, dar cumva cu timpul am ajuns și eu la exact la această concluzie. Pentru că și dacă ar fi o problemă, de unde mi-au eu această cantitate exact. și biodisponibilitatea acestor exact. minerale? De unde? Că exact. suplimentele nu funcționează, biodisponibilitatea și după ajungem la alea. Uh, am uitat cum se numește Vitamina ce. Uh, Liposomal. Lipos nu există grad de comparație cu ceea ce vine din natură, Corect. cu ceea ce codul nostru genetic este obișnuit de milioane de ani. Și atunci am luat-o prin excludere. Corect. Păi, legumele nu le mâncăm tot din. Nu cresc tot în pământ, nu vin cu minerale tot din pământ. Ba da. Apa exact. nu vine tot din pământ. Păi, exact. despre ce vorbim? Dar, Vezi, oamenii sunt obișnuiți să dea la o parte doar ce le convine. Și, de fapt, în comparație cu ce am văzut un medic pneumolog, uh -huh. medic primar, 8 din 10 cancere de plămâni sunt datorate țigărilor, da. tutunului. Și atunci, pe asta nu le vedem? Adică toate dezechilibrele astea din organism ar trebui să vină în timp ce apa da. la bună, aruncă plasticul. Exact, cu, cumva, exact da. după ce bagi trei pachete de țigări pe zi, te duci la hipermarket și cauți pui fără hormoni. <l> Știi ce zic? Exact, exact, exact. <l> Așa este e o altă discuție. Și dacă tot ai de apă, cu siguranță e un debate aici și, nici, și vreau să înțeleg și eu, apă, apă plată, carbogazoasă și cea carbogazificată. Pentru că cel puțin carbogazoasă și carbogazificată, toată lumea e același da. lucru, nu fac diferența. Carbo. Bun. Și acum hai să vedem care este diferența dintre apă plată, carbogazoasă și carbogazificată, pentru că carbogazoasă, carbogazificată, nimeni. Oamenii nu fac diferența asta și, și e explicabil de ce. Ok. Apele plate sunt apele, așa zise, ape oligominerale, toate au cantitate de minerale până în 500 de miligrame. Deci rezidul sec rezidul sec, care ne spune cantitatea totală de minerale dintr-un litru de apă. Cât are? Perla Harghitei are 357 rezidu sec. Atâtea minerale conține un litru de apă, da? Uh -huh. Rezidul sec. Deci toate apele plate, cum este asta, cum este Biborțeni, cum este Dorna, cum sunt toate celelalte ape plate, toate au până în 500 de miligrame. Apele Carbo vin din izvoare, unde în trecut au fost vulcani activi. Uh -huh. Gazul emanat prin scoarța terestră în contact cu apa se dizolvă, prin urmare penetrează rocile și vine cu o cantitate de 3-4 ori mai mare de minerale, așa cum este carpatina, acomagnezia uh, și multe alte, tușnad, harghita și, tușnad, da. și da. așa mai departe. Deci, poiana negri, uh, deci astea sunt ape natural-carbogazoase. Dar totuși, de ce scrie pe ele? Uite cum e și la magne... acomagnezia, este natural-carbogazoasă și totuși scrie pe ea carbogazificat. Mm -hmm. De cu ce? Și pe dornă scrie. Da, da e o diferență? Păi da. da. Și acum o să vă spun care este diferența. De ce scrie totuși, dacă ea este natural carbogazoasă, scrie carbogazeificată? Dintr-un motiv. Pentru că ea vine, ca și Carpatina, să o și desfacem, să mm. vă arăt. Uitați, vedeți? Nu este dioxid no. de carbon, deși ea vine dintr-un da. izvor cu dioxid de carbon. Este apă light. Practic, marea majoritate a apelor, până la, deși vin cu dioxid de carbon natural și cu compoziție de 3, 4, 5 ori mai mare de minerale, până la îmbuteliere, dioxidul de carbon se evaporă. De aceea, împuteliatorii, la cererea sprițarilor, să mm -hmm. zic așa, consumatorilor, iubitorilor de bule, mai adaugă dioxid de carbon, iar legea îi obligă să scrie carbogazificată, pentru că adaugă un plus de dioxid de carbon de la sursă. Mm -hmm. Și acum uitați-vă diferența. Aceasta sunt în, în piață și unele ape, izvorul minunilor, izvorul, izvorul zăganului, Asta. izvorul zăganului și alte câteva ape plate, pe care doar se introduce dioxid de carbon. Compoziția chimică rămâne neschimbată. Asta vine cu o cantitate de 4-5 ori mai mare de minerale în comparație cu apa plată pe care se adaugă dioxid de carbon. Da. Acum, să înțelegeți ceva. Apele carbo hidratează mai bine. Pentru că au o cantitate mult mai mare de minerale. Deși se adaugă dioxid de carbon, ele vin originar cu dioxid de carbon și asta nu spune sec Mai este și doar da, plată știu, da. sau izvorul. Cea plată, da. Așa, pe care se introduce dioxid de carbon. Da. Deci, practic, o apă plată pe care se introduce dioxid de carbon nu se schimbă compoziția, rămâne aceeași. Izvorul minunilor are 80 de miligrame rezidu sec, se adaugă dioxid de carbon, dar rămâne cu 80 de miligrame mm -hmm. rezidu sec. Asta este 1600, se introduce dioxid de carbon, dar vine cu compoziția naturală, originară, plus dioxid de carbon. Asta, Carpatina... Dacă o facem așa, carpatina plată are rezidu sec 164. Carpatina asta, light, are rezidu sec 800 și. Dacă ah, o deschidem. uite. Nu, e. e, e asta e apă plată. E plată. Nu, practic nu. nu de când o simți, când o bei. Foarte, se simte foarte fin, foarte, foarte, parcă put... e ceva, da. Exact. Așa vin toate cu dioxid de carbon original, da. practic de la sursă. Se mai adaugă, uite, pe asta nu s-a adăugat. Mm -hmm. Este și varianta lor carbo, pe care se mai adaugă. Este de fapt aceeași apă pe care se mai adaugă dioxid de carbon. Dar este originară uh -huh. cu dioxid de carbon. De aceea, chiar dacă scrie pe ea carbogazificată, pe asta, pe tujnat, pe poiana negri, pe harghita, toate sunt ape natural carbogazoase și, în general, apele natural carbogazoase au rezidu sec peste 1000 de miligrame. Uh -huh. După asta trebuie să vă ghidați. Dioxidul de carbon are avantaje și dezavantaje. Practic, el ajută în constipații, pentru că stimulează motilitatea gastrică, practic mișcă digestia, mm -hmm. ajută foarte mult. Au și o cantitate mare de bicarbonat, cum este uh, magnezia asta, are 100 de miligrame de, uh, de magneziu plus 2000 de miligrame de bicarbonat. Aceasta apoi este laxativă, plus dioxidul de carbon. Da? Mișcă digestia. Sunt bune în constipații. În schimb... În posturi, în uh, diete. Nu mai pot, nu, deci. Nu, scuze, mă că te întrerup. Nu m-am uitat pe astea și am. Vine uh, să vezi și eu la fel. <laughs> da. Uh, în posturi și în, uh, uh, în uh, diete, dioxidul de carbon are avantaj, dezavantajul acesta de a stimula pofta de mâncare. Prin hmm. urmare, nu bem între mese sau când ținem un post. Mai bine bem carpatina asta care ne ține de foame datorită cantității mari de minerale și nu are dioxid de carbon, deci nu ne stimulează pofta de mâncare, motilitatea gastrică. Când începe să stimuleze motilitatea gastrică, stomacul cere, cere mm -hmm. ceva, știi? Mm -hmm. Și atunci bem apă plată sau apă fără dioxid de carbon, cum este Carpatina. Asta va ieși în curând și fără dioxid de carbon, adică exact cum e Carpatina, aceeași okay. compoziție, dar fără. Exact cum este naturală de la sursă pe asta se mai adaugă. Puțin dioxid de carbon. De ce da. e mai spumoasă? Dar ea, originară. Va ieși pe piață și în varianta originară, care este exact Carpatina. Dar este fabuloasă această apă. Cred. Așa cum este biborțenia asta. Mame buni. Dacă vreți o apă minunată pentru copiii în creștere și pentru adulți, biborțenii este una dintre apele noastre minunate, cum este și perla Harghitei. Și atunci, cum ne alegem apa? Că și eu sunt foarte curios. Cum. Uh, am început personal să încep să le. să. să Două trei, adică îmi cumpăr un lot, îl consum, după care schimb și tot timpul încerc să le variez un pic. Dar cum ar trebui să ne cumpărăm apa? Și mai ales în contextul pentru copii. Oamenii nu înțeleg de ce recomand eu apă pentru copii diferită de, nu știu ce. Mă întreabă foarte mulți, Bocovina este de best. Nu, nu este de best. Ei, Hai să ne înțelegem. E the best pentru ca o sticlă specială. Nu, este de best pentru bebeluși, dragii okay. mei voi nu mâncați laptele praf al bebelușilor toată viața. Este ca și cum varda da cineva doar lapte praf toată viața. Nu se poate să trăiți. De asta și laptele praf are proteină de tip whey, exact. dar demineralizată. Exact. Pentru că, să vă spun de ce apele slab mineralizate, cum este bucovina, izvoarele călimani, Aquatic carpatina aceea plată, az, acestea izvorul zăganului. Deci aceste ape sunt ape foarte slab mineralizate, bune să le consume bebelușii și copiii până în 5 ani. Nu poate sistemul lor renal să filtreze o cantitate prea mare de, să filtreze, că de fapt e de filtrare, mm. să filtreze o cantitate mare de minerale. De aceea sunt apele foarte slab mineralizate. Bucovina este o apă foarte bună pentru bebeluși. Să preparați cafea, ceai și așa mai departe. Dar nu pentru un adult, pentru că este atât de slabă în minerale, adică care are rezidu sec 70 în comparație cu biborțeni care are rezidu sec 357 mm -hmm. sau 360 mm -hmm. cât are da? copiii în creștere copiii încep să crească de pe la 5 ani încep să aibă activitate mai multă merg la grădiniță la școală este necesar să ajustăm aportul hidric prin urmare trecem de la apele de bebeluși la apele către copiii în creștere ei au nevoie mm -hmm de minerale, pentru că încep să aibă activitate și metabolismul lor începe să consume. Bun. Piborțeni, perla hărkite este una dintre cele mai minunate ape pentru copii în creștere, șapte minerale de bază, minerale esențiale pentru copii, uh -huh. pentru creșterea și uh, 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 dezvoltarea armonioasă a copilului. Scheletul, osos, da, totul crește la copil. Prin urmare, ei au nevoie de o cantitate mai mare de minerale, da? Și trecem la următoarea categorie, ape cu ceva mai multe minerale, rezidu sec mai mare, uh -huh. 250, 300, 350, 400 până la 450, că mai mult de 500 nu au apele da. plate. Și apoi, eu recomand adulților ca pentru hidratare corectă să combine două ape. De ce? Să avem un aport mai mare. Este ca și cum te duce la farmacie și ai lua acea pastilă cu electroliți. Da. Păi de ce la să? Pui? că e da. 40 50 de lei o cutie păi cu. cu 40 50 de lei iei da. 30 de litri de apă da? care au o cantitate... Da, dar nu poți să-i pun în buzunar? 5 litri... Comoditatea, că vorbeam de Înțelegi? ea mai devreme. Da. 5 litri de apă carpatina costă 7 lei. Da. 6 lei, nici măcar 7 lei, 6 lei. Da? Bun, dintr-o apă, din... Uite, de exemplu, vă dau o combinație. Astea două merg extraordinar. Asta are rezidu sec 800, asta are rezidu sec 350. Veți... Mm -hmm. Pe Peți fie o zi doar pasta și altă zi doar pasta. Eu, de exemplu, le beau împreună pe parcursul unei zile. Dar puteți să beți și așa. O zi doar carpatina, o zi doar bivorțeni. O zi doar carpatina, o zi doar bivorțeni. Sau puteți să le îmbinați pe astea două. Sau puteți să le îmbinați, scuză-mă, pe -astea două. Sau chiar peste două. Că vin amândouă de la bivorțeni. Asta are 350, asta are 1500. Ai făcut un cocktail de minerale mm -hmm. care foarte valoroase nicio apă nu vine cu aceeași cantitate și varietate mm -hmm. de minerale de aceea spun că trebuie combinate două pentru că ne vine un aport mai mare de electroliți, da. eu mor când văd toți ăștia care recomand electroliți, păi apa este foarte bogată în electroliți iar organismul are nevoie zilnic să aducem înapoi cei 2 litri jumate pe care îi eliminăm zilnic și o recomandă înapoi. doar că în anumite contexte rare de după obieție, da, dă adică sunt anumite contexte în care zic, după ce ajungi beat acasă și vrei să nu te doară capul și n-ai știi că n-ai băut apă și mai departe, poți să iei, bea o pasile de aia că te ajută, oferă de fapt niște minerale la bază, dar nu să le înlocuiești sau... Păi de ce să nu ne oferim o combinație din păi, două combinație de astea apă a Pentru că organismul are nevoie de apă. Normal, are nevoie să funcționeze pe sec, așa doar cu electroliți. Să vă spun ceva. Conform multor studii care s-au centralizat la Agenția Națională pentru EFSA, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară, care au comunicat că din alimentele pe care le mâncăm pe parcursul unei zile, indiferent cât de multe lichide sau fructe sau legume consumăm, ne luăm aproximativ 30% maxim, deci între da, 20 și maxim nevoie. 30% din necesarul de apă de care organismul are nevoie. De ce? Simplu, pentru că apă e mâncarea că e fruct, că e legumă, că e aliment, este digerată și metabolizată. Și mai rămâne o cantitate foarte mică de apă, insuficientă pentru ca organismul să funcționeze la parametrii normal de sănătate, dacă vreți să spun așa. Da. Restul, până la 100%, trebuie să-i aducem din apă curată de băut. Atât. Dar, dar mai am o... o întrebare. Hai să văd dacă o ghiști. Câtă apă avem? Câtă apă ar trebui să bem? Cât... Și mai am încă una după, pe lângă, dar da. Câtă apă ar trebui Câtă apă să ar bem? Trebui să Se bem. auzim zilnic, bezi 2 litri de apă, minim 2 litri de apă, nu, nu oameni buni, nu e minim 2 litri de apă. Pentru un aport hidric corect pe tot parcursul zilei, ca ficatul și rinichii să aibă în mod constant apă, trebuie să bem un pahar cu apă de 250 ml din 2 în 2 ore. Acesta este femeile, iar bărbații cam la o oră jumate. Femeile ar trebui să aibă maxim 8 pahare de apă pe zi, dacă beți apă de calitate pentru că cu cât bem mai multă apă, cu atât spălăm mineralele proprii din organism. Da? Deci exact. dacă bem apă de calitate, nici organismul nu ne va cere mai mult. Pentru că îi dăm ceea ce are nevoie, necesarul. Da? Deci din două în două ore, un pahar de 250 de mililitri. De ce? Fiecare pahar se bea în gurmici. Ca ficatul și rinichii să aibă timp ca și la mâncare să-și facă ciclul normal de hidratare și de nutrienții pe care, minerale pe care apa le conține în organism. Dăm timp în două ore ficatului și rinichilor să curețe organismul de deșeurile metabolice într-un circuit, într-un flux absolut firesc și natural al organismului. Da? Deci nu poți să compensezi. Adică nu, nu poți să compensezi după 10 ore în care n-ai băut apă sau 7 ore cu... Nu. hai că torn acum o sticlă pe gât. Nu. Și este foarte greșit. De ce? Da. Uh, în primul rând că um, forțăm rinichii, rinichii să care elimine pot... apa în da. exces. 1. 2. Organismul nu mai are timpul necesar să mai absoarbă, nu toate mineralele din apă. Da? Pleacă. Deci, ea, apa se duce în stomac, rămâne o parte în stomac, se duce cealaltă jumătate în intestin și de acolo se absorb toate mineralele și pleacă în okay. organism și apoi este eliminată. Dar apa nu este o mâncare să treacă printr-un proces propriu-zis de digestie. Ea se va elimina mai repede decât și se va uh, face circuitul acesta în organism mai repede decât mâncarea. Mm -hmm. Prin urmare, de aceea este nevoie de un aport constant. Pe tot parcursul zilei, din două în două ore, un pahar cu apă, atât încât să ne ferim de boli renale, de litiază renală, de pietre la rinichi, de deșeuri metabolice, etc. Bem sucuri, ne încărcăm ficatul, cea mai simplă cale de detoxifiere a ficatului și a rinichilor și a întregului organism este cantitatea de apă băută, punct. Pentru copii, 1-3 ani, 100, 125 de ml pe zi, din două în două ore. Părinții trebuie să fie conștienți, constipațiile apar la 90% din copii suferă de constipații și este dat, Ce -am dat parit, da. da, cea mai mare cauză a constipațiilor la copii este lipsa apei, deoarece iau intestin, intestinul nostru este foarte lung. Are nevoie de solventul acela, da, omogenizează bolul alimentar și împinge digestia, apa în mod constant. 1-3 ani 125 de ml din 2 mm -hmm. ore. 3-5 ani 150 de ml din 2 ore. De la 5 ani spre 12-13 ani, 200 de mililitri. După 14 ani, trebuie să bea apă ca un adult. Pentru că un adolescent consumă la fel de mult, din toate punctele de vedere, ca un adult. Adică, metabolismul da. lucrează ca și un adult. Ați văzut cum sunt adult, adolescenții noștri azi. Da, da, deci, des, este cât. Uh, să ne focusăm din nou cu apa. Mai, mai bine ne-am focusat să hidratăm, să hidratăm cu oare copilul decât cât de mult să-l și cât de dezinfectat exact. să-l ținem, că îi facem rău pe toate părțile. Exact. O întrebare destul de, de, de întâlnită, dezbătută, de, de, da, de dezbătut și dezbătută în online, este dacă e bine sau influențează consumul de apă uh, în timpul mesei sau, sau după ce s-a mâncat o masă. Luând în context faptul că, da, oamenii de multe ori când termină o masă au o tendință să toarne jumătate de litru, pe jumătatele la de litru, oricum nu e bine nici când nu ai mâncat, da. adică exact. într-un comportament normal nu e bine. În mod normal, apa se bea înainte de masă, cu o jumătate de oră și după masă cu o oră. Uh -huh. Dar teoretic, d sunt copii cărora le place să bea apă, câteva guri de apă în timpul mesei și aici este marea dezbatere cu foarte multe momici. Deci apa băută în timpul mesei și asta a, a fost uh, un subiect pe care eu l-am făcut uh, și am trimis un mail unui, unei sumități în lume, uh -huh. gastroenterolog, medic gastroenterolog. Uh, și mi-a răspuns la mei și mi-a spus Claudia, nu există nicio îngrijorare pentru că apa nu are capacitatea să dilueze sucurile gastrice, ba din potrivă apa băută în timpul mesei, că nimeni nu bea un litru de apă în timp no. ce mănâncă, puțin umpli stomacul cu mâncare, no, nu no. cu apă dar bei câteva guri pentru că simți că mâncarea nu se duce, nu alunecă, da? Apa fiind un solvent, practic, băută în timpul mesei, nu face decât să omogenizeze bolul alimentar, activează enzimele, protejează pereții stomacului, practic ajută digestia. Asta este eficiența ei, cele câteva guri băute de către copii sau adulți în timpul mesei. Nu este dramatic. Totul este și acum, Fabio, să fim serioși. Nimeni nu poate să bea un litru de apă în timp normal, ce mănâncă. Normal. Corect ar fi înainte de masă cu jumătate de oră, în timpul mesei, dacă simțiți nevoia câteva guri, nu este dramă, iar după masă cu o jumătate maximă oră și ar fi indicată apa carbă după masă, pentru că, încă o dată, stimulează digestia. digestia. Da? Ajută să avem o digestie foarte corectă. Și întreb și ca și End, pentru că n-am vrut să-mi să scapă această întrebare, chiar dacă sper că mitul s-a mai dus. Vreau răspuns scurt, că n-are rost să intrăm în complicături. Trebuie oamenii să înțeleagă despre aparatul Kangen. Și, și, și dacă îmi dai voie să încep să zic eu o, da. o poveste scurtă, cel mai simplu lucru, lucru pe care l-am pățit ca și eveniment, am mers cu taxiul, vreo 45 de minute și am văzut că domnul avea o sticlă de la Kangen. Și l-am întrebat, zic, da, Consumați apă gen? Da. Fai, pe stai, uite, de o lună de zile mi-am luat aparatul, într-adevăr, a fost un efort financiar, m-am împrumutat din părți și acum mă simt foarte hit, mă simt extrem de bine și la care le întreb eu, dar înainte de, înainte de asta, aveați o rutină cu apă? Păi nu prea, pe zic și aveați o sticlă cu dumneavoastră tot timpul, nu prea. Și de la vreo 5 secunde, trage pe dreapta, se oprește, se toarce la mine și face. Am înțeles ce vreți să să-mi zici. Că de da. fapt eu nu mă hidratam înainte și acum da. îmi dau seama că am dat banii pe un dispozitiv. Scur da. la subiect că deja, asta aparatul, deja e fumată exact, de mult. Exact, aparatul Cangen este cea mai mare țeapă, este un MLM, practic, da. în spatele căruia există foarte mulți oameni de hrănit, mai bine zis. Da? Adică. Bun. Deci, Institutul de Hidrogen Molecular, mm -hmm. care este lider mondial în cercetare și educație, a dezmințit total... Faptul că în Japonia există peste tot acest aparat în spitale. Sunt foarte mulți medici care n-au auzit în Japonia de acest aparat. Normal. Uh, acest aparat, să ne înțelegem, este montat la apa de la robinet. Oameni bune, apa de la robinet este deja o apă foarte tratată, moartă. N-ai cum să te duci la morgă și să pui în. Uh, uh, un aparat de. Să-l mai aduce jumătate la viață. Scuzați-ne. Da. Exact, da, este, dar asta este -să puțin la extremă, dar nu da. știu cum să, să fac să compar, da. da, Deci, este o apă moartă, n-ai cum să pui oxigen, unui om care deja a murit. Nu ai cum să-l mai aduci la da, viață. Da, 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 Bun, este procesul acesta de electroliză. Eu am făcut un studiu, am făcut un material. În urma doi ani de cercetare documentară și am mobilizat foarte mulți cercetători din lume toate platformele și așa mai departe. Deci și acolo puteți să-l găsiți la mine pe YouTube. Este foarte concret, concis, cu dovezi, cu tot ce vreți. Nu există niciun studiu care să dovedească că apa ionizată, alcalinizată artificial, poate aduce beneficii pentru sănătate. Din potrivă, foarte mulți oameni au abandonat aparatul pentru că s-au trezit cu arsuri în stomac. Și o să vă spun și de ce. Dereglează tot mecanismul natural al stomacului. Încă o dată, apa, când îi crești, artificial pH-ul funcțiile naturale ale organismului. Plus, este o apă fără minerale. Ei zic că nu știu prin ce cartuș de remineralizare, pe păi oameni buni, hai să vă spun ceva cu cartușurile astea de remineralizare, că e de cascadorii râsului. Este, înseamnă o an anecdote, da, 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 așa da, da. cum au spus cercetătorii. De ce? Acel cartuș de remineralizare este un praf, practic, de calciu și de magneziu, peste care apa trece, într-o săptămână s-a spălat nu există să remineralizeze în continuu. Plus, organismul nu are nevoie doar de calciu și magneziu pe care ni le, putem, ni le, mai putem lua sau suplimenta din alte. Are nevoie de un echilibru mineral. Apa de la robinet nu are acest echilibru. Și mai mult decât atât, pe ul apei, din moment ce îi lipsește potențialul de tamponare, de aceea pancreasul secretă bicarbonat pentru stomac, da? ca să protejeze stomacul wow. de acidul clorhidric, foarte acid. Prin urmare, sunt foarte mulți oameni care au hipoaciditate și beau un delir prostia asta de apă. Și ce să vezi? Mineralele din organism, minerale din mâncare, din alimente, nutrienții și mineralele principale se absorb, marea lor majoritate, în dependență de aciditatea naturală a stomacului. Când mm -hmm. există hipoaciditate, nu se mai absorb. Și, prin urmare, se trezesc cu carențe greu de reparat. Mie mi-au scris oameni în privat care au crezut în minunile făcute de acest aparat, da. că le dispare cancerul din potrivă, le s-au mulțit tumorile și așa mai departe. Eu pot să dau, am pus de multe ori dovezi s -t -s -t cu acordul lor. Asta este adevărul, pentru că deja s-a ajuns la maxim și povestea e veche. Eu, eu spun de aparatul ăsta de vreo șapte ani. Da, deci adică este... Adică deja nu se, mai, nu, se, nu se mai oprește. Și chiar am avut un debate cu un, cu un agent că vrea să vândă unui prieten uh, și mi l-a dat la telefon. Și într-adevăr, a fost rațional, dar zis, discuția s-a încheiat că tu îmi oferi o logică. El îmi oferea o logică până într-un punct. De la punctul ăla el nu mai înțelegea și am explicat că, zic prin training-ul pe care tu l-ai primit, Acolo s-a pus stop. Exact. Că de acolo, o încep, da, că de acolo, de unde, de unde tot încerc eu să te fac să înțelegi să treci pragul ăla. De aici este o altă, o altă mișcare pe care no. tu nu înțelegi, că dacă ai fi înțeles, nu ai mai fi intrat în schemă. Hai să vă spun ceva și cu asta închid subiectul da. acesta. Da. Chimia este o știință fixă care din fericire nu poate fi reinterpretată după niște business-uri, să fie clar. Normal. Chimia spune foarte clar care este mecanismul și aici degeaba încearcă tot felul de când nu știi chimie ca agent când nu știi chimie și te bagi într-o poveste pe care ai învățat-o ca pe poezie este foarte greu să susții mai departe ceea ce știința dovedește deci încă o dată e să te împrumuți de 5.000 de euro ca să cumperi un aparat sau 4.000 cât e 4, 5000 de euro nu știu cât mai este acum un aparat să te împrumuți să faci credit la bancă mi se pare o nebunie mi se pare o, o um, înșelătorie maximă în condițiile în care nu există studii. Toate studiile făcute pe acest aparat sunt plătite, sponsorizate. Da. Și nu există studii științifice care să dovedească eficacitatea sau ceva benefic din această apă. Punct. Dezechilibrează organismul. Atât. Ate, și am încheiat subiectul. Și am încheiat subiectul, închei. da. Claudia, îți mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Uh... Știți unde o găsiți? Pe Instagram, pe YouTube, peste tot? Site-ul meu oficial a fost declarat de către Google. Am primit e-mail oficial că a fost declarat al doilea site după Wikipedia ca informații cele mai bune informații despre apă. Google nu putea să... că nu mă știe... Nu, 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 ei pur și simplu analizează informația ei lor tot. Deci site-ul meu, claudiabena.ro, site-ul oficial și platformele de socializare YouTube. În primul rând vă rog să intrați pe YouTube pentru că pe YouTube... În comparație cu celelalte Instagram, Facebook, am toate film videourile scurte de câte maxim 3 minute, foarte frumos aranjate și corect. Abonați-vă la YouTube, că de acolo puteți să vedeți ori de câte ori esențialul. De, exact. Deci pe platforme. Da, Claudia da. Benea, specialist în hidratare. ca așa sunt pe platforme. Claudia Benea, specialist în hidratare. Îți mulțumesc, mulțumesc din suflet uh, pentru toate aceste informații. Po